Bună seara, dragii mei telespectatori! La mulți ani, dragilor mele telespectatoare! Mamelor, soțiilor, iubitelor, colegelor, tuturor vă spun la mulți ani! Este ziua voastră, internațională, nu așa! Și nu numai în ziua voastră trebuie să vă spunem noi la mulți ani și să vă bucurăm, ci în fiecare zi ar fi momentul. Pentru că ziua femeii, ziua mamei, este în fiecare zi. Societatea asta umană, de când a apărut, a lăsat bărbatului vânătoarea, războiul, lumea externă, politicul și toate. Lumea interioară a familiei, a creșterii copiilor, a educării, a dragostei, a căminului, a grijii față de celălalt, a lăsat-o femeii și secole, milenii, pot spune milenii, așa a fost. Prin secolul XIX, prin acțiunea sufragetelor, s-a încercat emanciparea femeii. Nu știu de ce emancipare, pentru că noi bărbații nu avem cu nimic superior față de voi, femeile, absolut nimic superior. Dimpotrivă, față de noi, purtați copiii în pântece, față de noi suferiți la naștere, față de noi aveți și munca interioară a casei, față de munca de la serviciu, foarte multe. Și aveți și o răbdare. Dacă ar fi bărbatul să aibă așa de multă răbdare cât are femeia, ar fi lumea mai bună. Dar în general bărbații nu au atât de multă răbdare, pentru că ei sunt învățați cu lupta, cu războiul, cu câștigul, imediat să câștig față de celălalt, cu competiția. Femeile privesc altfel competiția. Vorbeam de mișcarea sufragetelor și să vedem ce este sufrageta, pentru că să nu vorbim pe de rost. Mișcarea sufragetelor a reprezentat o mișcare de emancipare a femeilor din Anglia de la începutul secolului 20, al cărui scop a fost obținerea drepturilor politice, deci ce fel de drepturi? Politice pentru femei, în principal drept de vot. Una din persoanele marcante ale mișcării a fost Emmeline Pankhurst. Probabil am rostit corect. Apoi, lupta asta a emancipării feminine, mai ales în câștigarea unui loc de muncă, apoi în câștigarea unui loc de muncă la fel de bine plătit ca și un bărbat, a dus la o continuă luptă. Dar asta nu înseamnă că femeia a fost cumva inferioară. Ce a fost pur și simplu ocuparea de către femeie a zonei, externe unde s-a desfășurat până atunci de milenii bărbatul în toată splendoarea lui, în zona politică, în zona exterioară, în zona războiului, în zona muncii, în zona concurenței. Femeia, după ce că avea zona ei interioară, familia, crescutul copiilor și toate, a deversat și a început să intre pe zona masculină. De aia spun și mă întreb de ce mulți consideră inferioară femeia? Chiar și unele culturi, mai ales cultura islamică, consideră inferioară femeia. Să fi văzut
Ce dezbatere era în Arabia Saudită prin faptul că femeile voiau și ele și aveau nevoie de permis de conducere a mașinii. Wow! Ce dezbatere între teologii islamici din acea țară, că nu e bine ca femeia să conducă datorită vibrațiilor, nu poate purta copilul în pântec, că nu e bine ca femeia să conducă pentru că nu poate fi destul de atentă la conducere, că nu poate creierul ei la jumatea creierului unui bărbat și dacă deja este la jumatea creierului unui bărbat, dacă mai este atentă și la condus, este deja jumătate atentă cât un bărbat, iarăși la jumătate, dar unde ajungem? Niște teorii din astea prostești, nu. În schimb, din totdeauna, femeia a reprezentat un ideal de educație. Din totdeauna, de ce spun, că chiar și în istorie, știți că a rămas vorba, cine a fost mama care te-a educat? Au fost doi frați, Gracchus. Frații Grahi au impus niște legi în Roma republicană, astfel încât au reușit să facă niște transformări. Iar după moartea acestora, care a fost violentă în cazul amândoi, transformările și legile lor au rămas. Au reprezentat ei un model de cinste a cei doi frați, Titus și Caius Gracchus. Mama lor, Cornelia, fiica lui Scipio Africanul, cel care i-a învins pe cartaginezi la Zama, tocmai pe Hannibal, care băgase spaima în Roma, cucerise Italia Hannibal, nu a cucerit Roma, dar cucerise Italia. Scipio Africanul a fost cel care a reușit să-i taie cordoanele de alimentare a armatei lui Hannibal până în Italia și l-a silit pe Hannibal să se întoarcă în Africa și l-a învins la intrarea pe câmpia de la Zama, la intrarea în Cartagina. L-a învins cu propria strategie. E, fiica acestui general roman, Cornelia, a fost un model de educație pentru copiii săi. La un moment dat a fost când a luat cuvântul în piață și a vorbit, ceilalți, fiind obișnuiți ca numai bărbații să vorbească, femeile nu vorbesc în public, nu? Ea a luat cuvântul în piață și a vorbit la un moment dat. Și unul din senatori a întrebat-o, dar cine ești tu, femeie, de-mi vorbești? Ce realizări ai tu? Că noi suntem aici oameni, cavaleri, care am luptat pe câmpul de luptă, care am învins pe celți, care am învins pe cutare. Uite urmele războaielor noastre, pe trupurile noastre. Tu cine ești? Și a spus, cea care i-a educat pe cei care s-au sacrificat pentru Roma. V-am dat doi copii care v-au dat lege. Eu sunt cea care vă vorbește acum. Dacă ar nu-i educam eu pe acei doi copii, așa cum i-am educat, nu aveați legile. După care vă conduceți acum și sunteți atât de mândri în sala de ședințe, cum s-ar spune. Încă de atunci, deci, femeia a fost privită cu respect. Acea femeie mamă, acea femeie care se sacrifică pentru familie, acea femeie cu adevărat model de conviețuire, model de
educație pentru copii și nu a trebuit să se facă neapărat o zi. Apoi, creștinismul a venit cu alt model pe care probabil mulți l-am vrea să-l vedem în fiecare zi. Modelul Sfintei Fecioare Maria. O femeie cu minte, curajoasă, o femeie care și-a crescut copilul, ascultătoare față de Dumnezeu. Deci, modelul Sfintei Fecioare Maria, dacă l-am vedea azi, în societate, ar fi mult mai bine pentru societate. A fost Sfântul Ioan Gură de Aur avea o vorbă pe care a spus-o, de aceea era și numit Sfântul Ioan Gură de Aur. Deci, cuvintele pe care le rostea nu erau cuvinte spuse la tribuna Parlamentului și nici în jurături. El le vorbea din amvon, că era episcop. Și vorbea atât de frumos poporului și îi mișca în interior pe oamenii din popor, încât oamenii l-au numit Gură de Aur, că îngerii vorbesc prin gura lui, așa au spus ei. Ei, Sfântul Ioan Gură de Aur a spus: dați-mi o generație de mame bune și voi schimba fața lumii. Sunteți importante, dragele noastre, pentru că fața lumii cu voi se schimbă. Dacă vrem o lume mai bună, dacă vrem o lume frumoasă, voi sunteți cele care faceți această lume mai bună, care puteți să o faceți mai bună, prin model de conduită, prin model de mamă față de copii, prin model de profesionalism la locul de muncă, prin modelul învățătoarei, prin modelul profesoarei, prin modelul doctoriței, prin modelul judecătorului, că sunt atâtea judecătoare capabile și bune în ceea ce fac, prin model. Model de cinste, de corectitudine, de ambiție, dar nu o ambiție orgolioasă, prostească. Nu, că se văd și modele gen Tonciu. Dar alea nu sunt modele, alea sunt antimodele. Și atât cât îmi va sta în posibilități și în putințe, voi lupta împotriva acelor antimodele și împotriva acelor, cum să spun, anormalități care se petrec de multe ori pe scena micului ecran, pe imagine, la TV. Antimodele. Anormalul se prezintă drept normal. Nu trebuie să lăsăm ca anormalul să se prezinte drept normal și să ne fie impus drept normal. Este bine cunoscut acest cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, spune aici în epistola vă spun acum și cine a scris articolul, văd că nu este dat deocamdată. Este ceva de educație la Taifas. Este bine cunoscut acest cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, care este cu atât mai actual astăzi, când lucrurile nu merg deloc bine în ceea ce privește sănătatea sufletească a tinerilor. Încă din antichitate a fost formulat acest adevăr, care privește importanța educației spirituale dată de mamă sau de părinții copiilor. Aristotel spunea: toată educația depinde de mamă. Vedeți? Uite, hai să o luăm și nu neapărat Sfântul Ioan Gură de Aur, ci Aristotel. Corect? Un înțelept. Majoritatea sfinților au fost crescuți în Duhul lui Dumnezeu de mamele lor. Da, pe mine mama m-a învățat să mă rog. Și cred că pe fiecare dintre voi. Tatăl nostru v-a învățat
mamele voastre. Mamele lor i-au învățat frica, iubirea de Dumnezeu, lucrarea faptelor bune, au trezit în ei râvna pentru cele sfinte. Părintele Arsenie Boca, la care mulți români fac pelerinaj, are capitole întregi dedicate întemeierii și menținerii unei vieți de familie sănătoase. Felul în care se nasc copiii depinde de enorm de modul în care s-au comportat părinții lor. Mamele care merg la biserică se spovedesc, se împărtășesc des în perioada sarcinii. Țin posturile după putință, se păstrează curate și se roagă mult, nasc copii buni cu frică de Dumnezeu. Mai ales că suntem și în post, merge foarte bine ceea ce vorbesc acum. Este foarte important ca mama care urmează să aducă pe lume un copil să se țină de biserică și să se împărtășească mai des în perioada sarcinii pentru a naște un copil sănătos. Împărtășania le ajută foarte mult pe copil încât pentru că îl întărește și îl ferește de boli. Împărtășania este Dumnezeu, curat, adevărat, luat de om. Părinții trebuie să se roage pentru copilul lor, căutând să păstreze în casă o atmosferă de pace și de bucurie, care se va transmite și pruncului din pântecele mamei. Femeia creștină este o femeie desăvârșită, este un model. În modernitate ne-am învățat cu femeia luptătoare. Dar asta, femeia om de afaceri, femeia de succes, femeia sportivă la un moment dat, dar să știți că nu este încălcat absolut niciun drept al femeii dacă este o femeie creștină. Absolut niciun drept. Și nu vorbesc de cele care vor să fie doar baticoase și sunt în suflet răutăcioase, dar ele fac multe mătănii la biserică. Sunt femei care fac multe mătănii la biserică, dar după ce au ieșit din biserică, parcă n-au ieșit din biserică, parcă au ieșit din altă parte. Și răutatea este pe buzele lor și mereu judecă pe ceilalți. Asta nu înseamnă o femeie evlavioasă, ci mai degrabă văd într-o femeie care știe să fie și la locul ei de muncă o persoană deosebită, colaboratoare cu colegii, indiferent de natura colegilor, indiferent de sexul lor, indiferent de gradul lor, indiferent de vechimea lor, indiferent de experiența lor. Să ai ce învăța de la un model de doamnă, de femeie, colegă foarte bună. Este bine să fie un model de soție acasă și nu numai acasă. Și în târg e bine să știe că e soția lui X și nu-l face de râs nici pe el și nici familia lui. Este un model de mamă foarte bună, pentru că educația copiilor se dă în principal cei 7 ani de acasă se obțin de la mamă. În principal. Cei 7 ani de acasă sunt dați de mama care i-a ținut alături în brațe pe copii, indiferent că sunt fetițe sau băieți. După 7 ani, copiii încep să mai aibă și alte modele, eventual modelul tatălui. Dar până în 7 ani, copiii sunt educați bine de mamă. Să știți că ziua de 8 martie nu a apărut așa deodată, sărbătorită de către femei, ca zi internațională, ci încet, încet au început, cu cât au început femeile să intre în câmpul muncii, să aibă și ele un loc de muncă alături de bărbați, sau eventual în fabrici, în manufacturi, lucrând și având un fel de sindicat al lor, sau chiar sindicat, nu neapărat, care luptau pentru drepturile lor să nu fie prea opresate în munca lor, pe 28 februarie, în 1909, la New York, s-a comemorat, cum ar fi, o grevă care s-a petrecut cu un an în urmă, în 1908. Deci, în 1909, femeile s-au strâns să
comemoreze faptul că un an în urmă a fost o grevă prin care și-au cerut drepturile în muncă. Ore de muncă mai puține, condiții de muncă mai bune. În anul următor, în august 1910, la Internaționala Socialistă, au fost două luptătoare pentru drepturile femeilor. Una se numea Louise Zeiss și alta Clara Zetkin. Acestea au spus, hai să fixăm o dată de sărbătorire a zilei femeii. Nu au spus când să fie această dată, dar la acel congres, la acea internațională socialistă, s-a stabilit că da, se va aproba pe parcurs în viitor o zi în care să fie sărbătorită femeia. S-a sărbătorit pentru prima dată pe 19 martie 1911, deci imediat anul următor. Totuși, în 1913, ultima duminică din februarie, deci în 1913, ultima duminică din februarie, femeile din Rusia au spus să fie ziua lor și au sărbătorit-o ca fiind ziua lor. Numai că tot trecând ca ultima zi din februarie, ultima duminică din februarie să fie sărbătorită ca ziua femeii, când s-a ajuns în 1917 la revoluția din 1917, ultima zi din februarie în calendarul berit vechi din Rusia corespundea cu 8 martie pe calendarul de rit nou. Sărbătorindu-se ultima zi, ultima duminică din februarie, mereu ultima duminică din februarie ca ziua femeii, de fapt era sărbătorită pe 8 martie după calendarul de rit nou. Și după Revoluția din Octombrie, Alexandra Kolontai, împreună cu Vladimir Ilici Lenin, Alexandra Kolontai fiind o luptătoare comunistă desăvârșită la vremea respectivă și neînfricată, nu fac apologetica comunismului, vreau să arăt cum s-au petrecut lucrurile, au hotărât ca 8 martie să fie ziua națională, ziua din URSS, nu națională, că nu era vorba de națiune, din Imperiul Sovietic, sărbătorită ca 8 martie, ca să fie sărbătorită zi a femeii. Abia în 1965 s-a stabilit ca această zi să fie nelucrătoare. Deci din 1917 s-a spus că este ziua femeii pe 8 martie, dar s-a sărbătorit prin muncă, nu credeți că a fost ca zi liberă. Dar abia în 1965 s-a decretat ca această zi, 8 martie, să fie o zi nelucrătoare. Abia în 1977, deci la 60 de ani după 1917, după Revoluția Rusă, abia în 1977 s-a proclamat la ONU, la Organizația Națiunilor Unite, ca 8 martie să fie zi internațională a femeii. Vedeți, istoria cam așa s-a derulat. Și vă spun și de ce s-a ajuns la acest lucru. S-au petrecut în acest secol 20 două schimbări majore chiar în societate. În primul rând, la începutul secolului a fost primul război mondial. Primul război mondial a dus la o depopulare puternică a lumii, mai ales în rândul bărbaților, pentru că au murit foarte mulți pe front. Femeile au început ușor, ușor să intre în fabrici, să facă muncă pentru bărbați. Bărbații care au revenit înapoi, majoritatea nu mai erau întregi.
Erau logi, foarte mulți dintre ei, datorită rănilor petrecute în război, pe care le-au suferit în război. Nu mai spun de răni sufletești, spun de răni trupești. Pentru femei, presiunea a fost foarte mare. Apoi, ele, urmând, deja îngrenându-se în locuri de muncă, deja căutând, ieșind din matca lor internă a familiei, ci căutând în zona muncii să fie și ele la fel cu bărbatul, bineînțeles că au început să caute și drepturi politice. Și care este principalul drept politic? Dreptul de vot. Urmează al doilea război mondial, la puțin timp, la scurt timp. În 1918 și-a terminat la 20 de ani, 21 de ani a început din nou, 1939. Urmează al doilea război mondial, mai devastator decât primul război mondial. Mult mai devastator. Bărbații de pe tot globul, mă refer, dar mai ales din principalele puteri care au luptat, au intrat într-o tocătoare așa de vieți. Femeile au lucrat cu adevărat în fabrici, chiar pe locuri de muncă al bărbaților. Adică erau femei strungărițe, erau femei frezorițe, erau femei sudorițe, erau femei pilot, erau femei șofer. În toate muncile grele a bărbaților, în metalurgie lucrau, toate muncile grele ale bărbaților au fost preluate încet, încet de către femei. Ori după ce s-a terminat războiul, ele fiind folosite la producerea armamentului, la producerea în producție, nu au putut fi date afară, cunoșteau și au fost lăsate să lucreze în continuare în fabrici. Și s-a dezvoltat mentalitatea de familie nucleară. Deci până atunci, dacă până prin primul război mondial familia era familia cea extinsă, locuiau bunicii împreună cu copiii și copiii împreună cu nepoții, împreună cam în aceeași casă, pentru că majoritatea lucrau în agricultură. Era mai ușor de lucrat la o fermă când aveai foarte mulți copii, când erau frații împreună, lucrau împreună cu soțiile lor, cu copiii lor, pe hectarele pe care le aveau la ferma respectivă de lucrat. După al doilea război mondial, deja s-a schimbat mentalitatea. Familia era cea celulară. Soț, soție, 1, 2, 3 copii, nu mai erau 7-8 copii, pentru că deja femeia lucrând și ea, lucrând și bărbatul, nu mai era timpul necesar pentru a face mai mulți copii. Chiar dacă a fost un boom, baby boom, generația baby boom prin anii 60, da, a fost pentru că înainte a fost un război, dar n-au mai fost 7-8 copii la familie. Și a fost o perioadă de succes economic, o perioadă de boom economic, o perioadă în toată lumea. În anii 70, îmi povesteau părinții mei, Dumnezeu să ierte, și am văzut și eu până când s-au pus la cartelă și la rație pe timpul Ceaușescu toate, s-a trăit bine. Apoi dacă s-a trăit bine în România comunistă, în Occident s-a trăit mult mai bine. A fost o perioadă de boom și de avansare economică. Crizii au fost mici, războaiele au mai fost, dar prin părți mărginașe ale lumii. Război din Vietnam, război din Coreea, război prin Africa, prin America de Sud, prin zone uitate. N-au mai fost războaie puternice, nu s-a mai zdruncinat lumea. A fost o perioadă de creștere economică, o perioadă lungă relativă de pace. Mă refer pace, a fost războiul rece. Dar între blocul comunist și blocul capitalist, dar nu a fost un război generalizat cum a fost războiul mondial, primul sau al doilea. Acestea au dus la emanciparea femeii, la intrarea femeii în zona deținută până atunci de bărbat. Și normal, 8 martie a venit ca o răsplată a ceea ce
femeia a reușit să cucerească. Pur și simplu, femeia a cucerit redute ale bărbatului, deținute până atunci de bărbați. Foarte puține redute au mai rămas. Armata, dar și aici se angajează foarte multe femei, sunt foarte multe femei cu grad de ofițer înalt, foarte puține domenii mai sunt cele unde numai bărbații au acces. Unul dintre ele este, bineînțeles, zona bisericii, zona tradițională, zona preoții, pot să fie doar bărbați. Atât. Dar și aici se mai schimbă ceva în unele culte. De exemplu, în biserica anglicană sau ceva în genul ăsta, nu în toată, în anumite zone, în anumite eparhii de acolo, mai sunt, este și un episcop femeie și mai sunt și aici niște noutăți. Da. Asta a fost demersul istoric. Am privit la un moment dat un interviu al unui important regizor și vorbea despre iluminiști. Și nu iluminiști, ci despre iluminați. Diferență mare. Despre iluminați, adică despre oameni din spate care încearcă să manevreze populația lumii și să o conducă. Nu știu cât este de adevărat sau în un interviu l-am văzut și spuneau așa, l-ar fi întrebat unul din familia aia renumită pe regizor. Dragul meu, ce părere ai despre câștigarea drepturilor femei? Ăla a spus ceea ce a fost învățat mereu. Au obținut drepturi de vot, dreptul de a munci, dreptul de a fi exprimat, dreptul de... Bun, nu știu, crezi că e bine sau rău? Crezi că pentru noi este bine sau rău? Pentru noi ăștia puțini care deținem aurul lumii, adică puterea lumii, guvernele le schimbăm când vrem noi. Crezi că ne-a adus bine sau rău? Băncile lumii sunt în mâinile noastre. Faptul că lucrează femeile. Păi nu știu ce să spun. Păi ne-a făcut bine. Că dacă nu ne făcea bine, opream mișcarea. Aveam puterea să o oprim de la început. Ne-am făcut bine, pentru că până atunci impozitam doar pe bărbați. Munca lor era impozitată. Acum am impozitat și cealaltă jumătate de lume. Femeia, care în munca ei casnică nu o puteam impozita, dar atrăgându-o în lumea externă, am impozitat-o și pe ea. Nouă ne-au crescut afacerile, spunea el. Acum, cât este de adevărat? Știți, câteodată aceștia așa se dau de mari, încât nu este chiar atât de adevărat prin ce se spune. Hai să luăm puțină pauză de publicitate și vom vorbi și după pauză. Pauză, te rog. PVC Tomplast. Ai trei motive să o alegi. Termoizolare garantată, izolare fonică fără compromisuri, design deosebit. Alege Tomplast. Alege rapiditate, profesionalism și calitate. Alege 10 ani de garanție la uși și ferestre. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. În plus, ai gratuit transport și montaj, plase pentru insecte și sticla 4S. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pe ceta domnească la brutăria Țac, țac!
În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Apa Vital are grijă de apa din municipiul Pașcani. De acum și orașul Pașcani va avea servicii de furnizare a apei la nivel european. Pentru a beneficia de serviciile Apa Vital, formați asociații de locatari în blocuri și încheiați noile contracte prin asociațiile de locatari sau individual dacă nu locuiți la bloc. Informații la telefon 0232 969 sau pe site-ul Apa Vital. Apa Vital este parte din viața orașului Pașcani. Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori și mai ales telespectatoare. Dragile mele, modelul de viață oferit de voi, cele care sunteți dârze, ascultătoare, iubitoare de familie, iubitoare de soți, profesoare bune, model în societate, ascultătoare, dăruite pentru a face lumea mai bună. Acestora dintre voi, noi toți, trebuie să le, nu să le spunem doar la mulți ani din buze, ci trebuie să le oferim o floricică, un mărțișoraș, este puțin, dar măcar reprezintă un gest. Ar fi bine, eu știu, noi bărbații măcar să le oferim astăzi ziua aia în care este bine să spălăm noi vasele și să facem noi curățenia. Sau ziua aia în care, dacă vrea să fie liniștită și odihnită, să o lăsăm să se odihnească. Sau ziua în care, dacă vrea să sărbătorească cu prietenele, să-i fim alături să sărbătorească cu prietenele. Și dacă nu vrea să fim și noi de față, este perfect să fie cu prietenele. Nu știu cum să spunem, este cel mai bine să fim alături de cele care ne sunt alături. Sufletul unei femei este imens. Și mă deranjează când văd în media, mai ales, că se promovează femeia obiect. Să arate, nu știu cum, după ce dimensiuni, exterioare, bineînțeles, că dimensiunile interioare și sufletești și ale minții nu le poți vedea, decât numai când o ascuți, se scoate pe gură. Și de multe ori, cele care au 90, 60, 90 și doar la asta le e gândul, și dacă sunt botoxate sau nu, nu au grijă ce scot pe gură. Nu acest model trebuie să fie modelul de femeie, nici pentru generația tânără, nici pentru generația cealaltă. Femeia obiect nu este un modelul de femeie de urmat. Femeia este celălalt om de lângă noi. Nu noi bărbații suntem oameni. Oamenii au fost creați de Dumnezeu bărbat și femeie. Și așa trebuie să și rămână. Adam, bărbatul, femeia, Eva. Luată din coasta lui, spunea frumos evanghelistul, și spunea luată din coasta lui pentru ca să de acolo, din partea de unde el iubește. Unde ai inima? Aici. În piept. De unde a luat Dumnezeu carne ca să-ți facă ție
lucru de iubit, lucru între ghilimele, ființă de iubit, din pieptul tău, din coasta ta. Ei, asta trebuie să fie îngemânarea, împreună. Nici mai mult, nici mai puțin. Că ce este mai mult sau mai puțin nu vine de la Dumnezeu. Am ascultat odată predica unui preot, frumoasă predică, și a spus așa: dacă mai multe mame și soții și-ar lua modelul Maicii Domnului, și vă dați seama că a trecut prin momente grele, Maica Domnului era o femeie care trebuia să aibă grijă de un copil, era urmărită politic la vremea respectivă de oamenii lui Irod. Vă dați seama ce dictator era Irod dacă a omorât toți pruncii până în 2 ani dintr-o țară întreagă ca să-L urmărească pe Hristos? Toți pruncii. 11.000 de prunci până în 2 ani. I-a omorât pe toți ca să fie sigur că Hristos este ucis și El. Păi femeia aceea și-a luat pruncul în brațe și a plecat în străinătate, în Egipt, în diaspora, cum îi spunem noi astăzi. Și apoi s-a întors când inamicul a plecat. Și nu s-a întors nici măcar în țara de unde a plecat, ci un pic lângă, în Nazaret. Și apoi l-a crescut, l-a educat, l-a văzut pironit pe cruce pentru noi, știa pentru ce este pironit, știa pe cine a născut. Și mai este și ascultătoare acum la rugăciunile noastre, pentru că Dumnezeu i-a dat lumea: femeie, iată fiul tău, fiul ei, fiul Maicii Domnului, suntem noi toți. Modelul ăsta l-am vrea toți. Să fim ascultători și buni. Și să privim femeia de lângă noi ca și cum ar fi femeia pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Un dar. Altfel, Dumnezeu ne ia darul. Dragii mei și dragile mele, încă o dată la mulți ani și o seară frumoasă vă doresc. La revedere!